Bună ziua! Multe, sau cel puțin nu prea îmi găsesc cuvintele, pentru că sunt foarte euforic. Am obținut o victorie care ne asigură atingerea obiectivului, care l-am avut de la început, menținerea. Ne trebuia un punct, dar știți cum e, de cele mai multe ori acel ultim punct este poate cel mai greu de obținut, pentru că e presiune foarte mare. Jucam și contra unei echipe care era liniștită din punctul de vedere, echipă bună, cu suporteri care fac o atmosferă foarte bună, dar mă bucur că n-am făcut greșeli, pentru că de-a lungul campionatului, în momentul în care am făcut greșeli, am fost taxați pe tabelă. De data asta am fost foarte pragmatici, am încercat și să jucăm, să construim, să ținem mingea cât mai departe de poartă, dar sunt o echipă foarte reactivă, Petrolul, cu o tranziție pozitivă, un contraatac foarte periculos, însă am reușit să blocăm aceste eventuale momente în care ne puteau pune în pericol și atunci riscam poate să mai trăim foarte intens și un ultim meci din acest campionat. Nu pare rău pentru cele 9 puncte cu care ați fost debutat? Normal, când le câștigi pe teren, normal să-ți pară rău, dar am trecut peste, într-adevăr nu ne-a fost ușor, chiar n-aș dori nimănui, antrenor, jucător, staff, președinte, conducător, suporter, să trăiască lucrurile astea, pentru că să termini la un moment dat un an competițional pe un loc 6 și pe urmă să te trezești ca peste noapte pe loc de baraj, nu este ușor nimănui. Însă am reușit ușor, ușor, pentru că nu ne-a fost, a fost foarte greu, pentru că știam, cunoșteam jucătorii și vedeam în multe meciuri pase de 2-3 metri greșite și asta arăta că resimt foarte tare această presiune. Dar au avut răbdare patronii, au avut răbdare suporterii cu noi, cu mine ca antrenor, cu jucătorii și ușor, ușor împreună am reușit să ajungem ca în ultimele două etape să avem totuși o diferență de 6 puncte față de baraj, dar nu era suficient. Odată cu această victorie, repet, am realizat obiectivul pe care l-am avut de la început. Schimbarea sistemului de joc, o replică la ceea ce a efectuat Petrolul, trecerea la 4-4-2 Petrolul, voi cu 3 fundași centrali, a fost în oglindă un pic. Da, era normal, știm foarte bine, chiar dacă Petrolul a schimbat antrenorul, au jucat cam același sistem, același stil de joc, știam lucrurile astea și dinamica pe care o au cu Grozav sau Budescu când a jucat, venea foarte mult între linii. De data asta ne fiind Budi, a fost Jair, care e un jucător foarte reactiv, un jucător foarte bun, dar într-adevăr trebuia să blocăm cumva eventuale sau eventuala lor egalitate numerică pe fundașii noștri centrali. Da. Poate să țeasă, poate să nu țeasă, de data asta trebuie să blocăm, aveam și 1-0, era normal poate să facem acea schimbare venind cu 3 fundași centrali, însă rezultatul e cel care contează la un moment dat, nu mai contează tactica, pentru că lumea te judecă după rezultat. Ce urmează pentru tine, Mulder? La Sibiu sau prelungești dacă ai altă? Nu, deja am prelungit. Ai prelungit? Da, am prelungit. Ieri s-a oficializat pe pagina clubului de Facebook. Este o normalitate pentru mine, am ales continuitatea, m-am simțit dorit și de patroni și de suporteri și cred că am făcut, adică sunt sigur că am făcut cea mai bună alegere. Te încearcă o stagiile când vii la Ploiești? Tot timpul, da, știți cum e, am plecat de foarte mulți ani și ca fotbalist, am jucat atâția ani la Rapid, mi-aș fi dorit să-mi termin cariera la Petrolul, nu s-a întâmplat asta, n-a fost vina mea, dar acum ca antrenor nu știi niciodată unde te duce valul. Poate nu voi intra niciodată Petrolul, niciodată Rapidul, niciodată Brașovul. Am enumerat cele 3 echipe la care am jucat în campionatul României. Mi-aș dori să antrenez cândva, dar contează timingul. Ți s-a promis ceva în plus la Sibiu? Nu vorbesc de bani, vorbesc de jucători? După cum ați văzut, chiar dacă într-adevăr au fost ceva probleme la începutul campionatului, am arătat că omogenitatea e baza în sportul colectiv. Asta a fost poate marele atual nostru și, bineînțeles, forța grupului. Niciodată nu îmi doresc în cariera mea sau nu o să-mi doresc să schimb 10 jucători, pentru că nu cred că este un lucru bun, este părerea mea, poate greșesc. Normal că vor fi schimbări, va trebui să vină câțiva jucători cu plus, pentru că este normal să-ți dorești mai mult și patronii și suporterii noi, cu toți. Vor fi probabil schimbări, dar nu îmi doresc schimbări majore. Ce înseamnă mai mult? Mai ales că sezonul ăsta chiar erați cam acolo. După fiecare meci, în momentele în care am avut acel parcurs,
toată lumea ne întreba dacă play-off-ul, ne dorim play-off-ul și am zis că o luăm pas cu pas. Cum de altfel e deja un clișeu, toți asta declară. Dar cu acele 9 puncte puteam realiza o performanță, chiar dacă obiectivul era menținerea, însă nu înseamnă că la anul va fi foarte ușor și vedeți că sunt echipe foarte bune, adică care investesc, care au jucători foarte buni, adică nu va fi ușor, însă nu știm ce ne rezervă viitorul. Ne vom bate la fel, vom lua fiecare meci în parte, vedem pe ce loc vom termina după ultima etapă și e normal să ne dorim un pic mai mult. Cel puțin, să zicem așa, un pic mai mult. Acum dacă iese cu atât mai mult un loc în clasament care să ne permită o eventuală calificare în play-off, ar fi senzațional. Dar de ce crezi tu că niciun antrenor nu spune, da domnule, asta vom face? Vom lupta pentru play-off. Păi de ce să spunem asta? Păi nu putem să spunem asta, pentru că presiunea e numai pe noi. În orice moment, presiunea, și știți foarte bine cum face presa, în momentul în care eu aș da o declarație de genul ăsta, astea se pot întoarce, vorbele mele se pot întoarce împotriva mea. Simplu. Numai de tine. Am zis de mine. Eu vorbesc de mine. Nu știu exact ce gândesc toți, poate am spus, într-adevăr, sunt clișee, fiecare meci în parte, că până la urmă e normal. Este foarte greu să privești lucrurile peste 5, 6, 7 etape. Pentru că parcursul poate și în funcție de anumite probleme, de lot, cum și noi s-a întâmplat. Noi a trebuit să luăm un fundaș central în iar, în momentul în care a rămas într-un singur fundaș central. Adică nu știi ce se întâmplă. Fotbalul e matematică. La fotbal 1 plus 1 nu-ți dă 2. Și atunci eu, este normal, eu așa gândesc, sunt un timp mai echilibrat, nu vreau să pun singur presiune pe mine. Sunt șanse ca Parasiu să rămână în continuare? Care... Orice jucător care are contract, e normal să rămână. Acum, dacă vor exista oferte care să, știu eu, oferte mari și patronii să, într-adevăr, să, pentru club, să fie foarte bine și, bineînțeles, și pentru jucător, atunci e posibil să plece oricare din ei. Este normal. Am fost fotbalist și mă gândesc că ar fi foarte greu să ții un jucător în momentul în care poate pleca, tu îl ții cu forța, l-ai pierdut. Este părerea mea. Acum nici nu poți să dai drumul la jucători pe nimica toată. Până la urmă, cu toți am muncit și patronii fac eforturi și bagă bani. E normal ca și ei să-și dorească mai mult, dar acum depinde. Până la urmă, oferta face prețul, nu? Vom vedea. Cu Nae Constantin, ați mai ținut legătura? Da, acum vreo 2 săptămâni sau 3 săptămâni am vorbit cu el. Da. E normal, e nașul meu. Cu toate că și așa, fiind nașul meu, vorbim destul de rar. Adică nu cum ar trebui, poate, pentru că este meseria. Na, el, să zicem că a stat o perioadă acasă, sunt sigur că va găsi un angajament. La noi, presiunea meciurilor și punctelor pe care tot ne gândeam că trebuie să le acumulăm și nu mi-era gândul la cu totul și cu totul altceva. Chiar mi-am neglijat foarte mulți prieteni în această perioadă, dar asta e viața.